Hai, salutare națiune și bine ai venit la un nou clip și revenim la recenzii de ordin tehnologic. De data aceasta o recenzie mai degrabă făcută la solicitarea multora și anume referitoare la setările de imagine pe care eu le-am folosit pe Philips 7304x12, în cazul meu varianta de 70 de inci. Și vreau să spun încă de la bun început chestia asta, atenție, chiar dacă dețineți 7304x12, dar dețineți altă diagonală decât ceea ce dețin eu, atenție la tehnologia folosită la fabricarea panoului, ecranului acestui televizor. Pentru că eu am un panou de tip VA, pe când pe dimensiunile mai mici puteți să aveți, de exemplu, pe versiunea de 65 de inci sau pe cea de 49 de inci, panou de tip IPS. Și atunci setările de imagine pe care eu le-am folosit pe televizorul meu s-ar putea să nu fie cele mai indicate pe televizoarele voastre care vin cu display de tip IPS. Deci, setările mele sunt făcute pentru specificul acestui panou și anume panou de tip VA. Un televizor pe care îl dețin de 4 luni de zile, un televizor cu care mă gândesc că deja cunoașteți aventura și epopeea mea cu cei de la Altex, a trebuit să schimb două televizoare de acest tip anterior, până mi-a venit ăsta al treilea și în sfârșit am putut să mă bucur de achiziția mea. Un televizor foarte bun, un televizor model 2019, un televizor marketat de către cei de la Philips ca fiind televizorul pe care să-l iei acasă, adică the one to take home with you. Asta este deviza de marketing la acest model. Un televizor cu sistem de operare Android, un Smart TV Android, cu foarte, foarte multe trăsături interesante din punct de vedere tehnic, dar are deja recenzia făcută, are deja clipul cu 10 motive sau 10 aspecte pozitive și 10 aspecte negative, bineînțeles, deci puteți să urmăriți și clipurile respective ca să vedeți tot ce am avut de zis în respectivele clipuri. Astăzi însă ne ocupăm de partea de setări de imagine și așa cum știm, cea mai indicată soluție este să apelezi la un tehnician care se pricepe la calibrare. Tocmai de aceea și eu fac această recomandare. Apelați la un tehnician care știe să calibreze astfel de ecrane, de pe astfel de produse, în așa fel încât să aveți parte de cea mai bună calitate pe care televizorul vă poate oferi. Pentru că nu întotdeauna din fabrică sau din cutie, din magazin, televizorul este calibrat perfect. Nu întotdeauna culorile sunt calibrate perfect, calitatea imaginii și așa mai departe, foarte mulți factori. Nici panoul în sine nu este calibrat perfect și atunci este necesară intervenția unui astfel de profesionist. Ce am făcut eu? Pur și simplu, în primele două luni de zile m-am jucat în continuu prin setările acestui televizor. Până când, în sfârșit, am ajuns la ceea ce vedeți acum și anume redarea pe care mi-o oferă acest televizor din punct de vedere al calității imaginii. A fost două luni lungi în care am butonat în fiecare zi televizorul, am încercat tot felul de setări, tot felul de, hai să spunem, valori, tot felul de setări prestabilite, m-am băgat și prin meniul mai avansat, de exemplu. În cele din urmă, după aceste două luni, am ajuns la ceea ce consider eu ochiometric vorbind, din punct de vedere al plăcerii mele vizuale, a fiind cea mai bună calitate pentru ce mă interesează pe mine de la un astfel de produs. Drept urmare, ca să nu pierdem vremea în mod inutil, zic să trecem direct în meniul de setări al acestui 7304x12 și să vă arăt exact toate setările pe care le-am făcut eu și toate valorile pe care le-am considerat eu am fi utile mie și stilul meu de utilizare și de vizualizare a conținutului pe acest produs. Așa arată meniul, intrăm în setări frecvente, ne ducem la toate setările și aici intrăm propriu-zis în meniul general de setări al acestui televizor. Începem, bineînțeles, cu setările de imagine, iar la mine imaginea, ca și standard, este stabilită pe modul natural. Dar aveți mai multe opțiuni, personal,
Vivid, Standard, Movie, Game, Day, Night. Eu țin pe natural, în așa fel încât să-mi ofere randarea cea mai naturală a culorilor. Mergem mai jos, la culoare, l-am setat să îmi recunoască toată gama de culori, deci valoarea este de 100. Pe contrast, de asemenea, valoarea este la 100, valoarea maximă. Sharpness am pus pe 6, tocmai în ideea și din dorința de a nu apărea imaginea sau conținutul randat pe ecran, hai să zicem, cu prea multe artefacte, dacă vreți, cu prea mult zgomot de imagine, să nu apară nenatural, dacă vreți. Luminozitatea la mine este setată pe 15, dar eu folosesc senzorul de lumină și o să ajungem imediat și acolo. În setările avansate, la culoare, avem îmbunătățire culoare, este pe maxim. Temperatură culoare este setat pe custom, dar nu ne-am făcut absolut nicio setare. Este, dacă vreți, ceva între normal și warm, din ceea ce se poate vedea în meniu. Pur și simplu mi se pare mie că arată mai bine. Și pe aliniamentul punctului de alb este setat pe 2 puncte. Ieșim de aici, ne ducem la contrast. La contrast este optimizat pentru imagine, pentru redarea imaginii. HDR upscaling este pornit, desigur, pentru a reda conținut de tip HDR și în format 4K. Contrast dinamic este setat pe minim în cazul meu. Pur și simplu mi s-a părut că pe această setare contrastul în timp ce vizionez filme, de exemplu, este mult mai bun decât dacă l-a setat pe medium sau pe maximum, unde imaginea pierde foarte multe detalii, scoate foarte mult în evidență zonele întunecate, însă din păcate nu arată foarte natural. Contrast video setat pe maxim de asemenea și, cum ziceam, senzorul ambiental de lumină este pornit, așa fel încât ceea ce este redat pe display-ul televizorului să se adapteze întotdeauna la condițiile de iluminat din această cameră. Valorile gamma la plus 1 l-am setat pur și simplu pentru a avea un contrast și mai bun. Ultra rezoluție activat. Curățarea imagine. Și avem reducere zgomot, este setată pe maxim această valoare, și reducere artefacte setată pe minim de data aceasta, tocmai în așa fel încât imaginea să pară cât mai naturală, cât mai fluidă. Și o altă chestie pe care am observat-o, să elimine cât mai mult din efectul de blurare de care poți avea parte uneori în scenele foarte rapide. Pe setările de mișcare l-am setat pe modul film. Pur și simplu mi se pare că arată cel mai bine și din nou ajută foarte mult la eliminarea efectului de blurare în scenele rapide din filmele pe care le urmărești, dar poți să folosești, dacă vrei, să vezi, nu știu, mișcare în timp real, modul sporturi sau, dacă vrei, modul standard. Ieșim și ne ducem în celelalte setări. Pe aici nu am modificat absolut nimic. Mergem la setările de sunet. La mine este pus pe modul AI. Dar dacă vrei cea mai bună calitate audio, sincer îți recomand modul film. Sunetul este foarte bun pe modul film, foarte mult bas, se aude foarte, foarte bine, foarte puternic și implicit experiența, mai ales când vizionezi un film de acțiune, nu știu, cu multe explozii și așa mai departe, este una foarte, foarte plăcută. Modul de plasare al televizorului, aici propriu zis, alegeți unde plasați televizorul, dacă este plasat pe un perete sau dacă este pe suportul său. La mine este pe suport, pe piciorușe, drept urmare, așa l-am setat. Iar în setările avansate, putem să ne jucăm puțin cu setările de volum. Volumul Delta la mine este pe plus 12, tocmai pentru a avea un volum cât mai ridicat, tocmai pentru a auzi absolut tot ceea ce se întâmplă, mai ales în contextul în care televizorul este capabil să utilizeze tehnologie Dolby Atmos. Iar în momentul în care utilizezi Dolby Atmos, credeți-mă, diferența este absolut covârșitoare.
Aici selectați modul în care să se realizeze ieșirea audio, bineînțeles în cazul de față pe difuzoarele televizorului, dar dacă folosiți un sistem de sunet, de aici intrați și selectați ce și cum. Ieșirea digitală, setată pe stereo, necomprimat și toate celelalte setări care pe mine unul personal mă interesează foarte mult. Modul Ambilight este setat, bineînțeles, pe urmărire conținut video. Luminozitatea sa este pe 5, dar pot să-l pun pe 10, de exemplu, și atunci luminile din spatele televizorului vor fi cu atât mai puternice, mai vii. Saturația este pusă pe plus 2, adică valoarea maximă, iar în cazul în care utilizezi sistemul Philips Hue de becuri inteligente, aici intri și faci configurarea și, hai să spunem, împerechezi becurile cu televizorul în așa fel încât să îți redea becurile lumina ambientală în funcție de ceea ce este pe televizor. Urmează să mă ocup și de aspectul ăsta în perioada imediat următoare, pentru că de mult timp tot zic că îmi cumpăr niște becuri din astea Philips Hue, însă am tot lălăit-o, ăsta este adevărul. Iar în setările avansate ai opțiunea de alegere a culorii peretelui și modul în care vrei să se stingă televizorul. Mergem mai departe, setările ecologice. La mine este dezactivată, să spunem, economisirea de energie și propriu zis nu umblu în setările astea pentru că nu mă interesează. Setări generale, aici singurul lucru care ne interesează sunt setările pentru HDMI. HDMI pe care eu în momentul ăsta l-am setat pe modul standard. Pot să-l setez pe modul optimal, ceea ce este și recomandat de altfel, însă știm cu toții că serviciile de televiziune prin cablu în România nu sunt la standardele cele mai înalte. Și atunci de multe ori semnalul este de proastă calitate și dacă îl ții setat pe modul optimal, vei avea neplăcuta surpriză să observi de foarte multe ori pe canale HD, de exemplu, întreruperi, artefacte, defazări în sunet și așa mai departe. Și atunci ca să rezolvi problema asta, mai bine îl ții pe modul standard. Însă, poți să-l pui pe modul optimal și să sper că nu vei trece prin genul ăsta de scenarii prin care eu am trecut. Acum l-am pus, de exemplu, pe optimal, dar recomand standard. Lucru foarte important de care trebuie să țineți cont în genul ăsta de setări este ce fel de cablu HDMI folosiți. Neapărat trebuie să fie un cablu HDMI de tip 2.0B cu o bandă de viteză de 18 giga pe secundă. Asta ca să puteți să aveți parte de cel mai bun semnal HDMI din sursa voastră, în cazul meu, din boxul de la Digi, pentru că asta folosesc. Alte setări care vă pot interesa, însă care pe mine nu mă interesează absolut deloc, drept urmare nu le folosesc. În mare, acestea sunt setările de imagine pe care eu le folosesc pe acest Philips 7304x12. Astea sunt setări pe care le-am atins după ce m-am jucat preț de 2 luni de zile cu toate setările. Însă, nu se termină aici. Acestea sunt setările doar pentru partea de televizor. În schimb, există setările pentru conținut de tip HDR. Și ăla, în principal, îl urmărești pe YouTube, de exemplu. În dreptul mare, hai să ne ducem și noi pe YouTube. Folosim asistentul vocal de la Google. AK Video. 8K Video. Și hai să ne ducem să alegem un videoclip. Uite, l-alegem pe ăsta cu Peru. Și vedeți că televizorul a recunoscut semnalul HDR sau a recunoscut faptul că acest conținut pe care îl redă acum este de tip HDR, iar calitatea imaginii este absolut excelentă. Dar și aici se aplică exact aceeași poveste pe care am dezbătut-o până acum în acest clip referitor la setările pe partea de televizor. Pentru că și aici trebuie să te duci să faci setări de imagine ca să atingi calitatea pe care ți-o dorești tu de la randarea unui astfel de conținut.
Iar asta este un neajuns din punctul meu de vedere la acest televizor pe care l-am inclus în cele 10 aspecte negative, și anume faptul că trebuie să faci setări separate pentru partea de TV și setări separate pentru partea de conținut HDR sau de semnal HDR preluat de pe YouTube, de exemplu, în cazul de față. Trebuie să te duci în exact același meniu, care arată exact identic, doar că acum absolut toate denumirile sunt cu HDR. Iar în cazul de față, la setările de imagine, folosesc HDR Vivid pentru randarea imaginii. Pe partea de culori rămân neschimbate valorile, tot la 100%. Pe partea de contrast, la fel, 100%. Sharpness-ul de data aceasta este pe 7, comparativ cu 6 pe partea de televiziune, iar luminozitatea este pe 30 în loc de 15. Pur și simplu, conținutul fiind în format 8K și fiind conținut de tip HDR și având inclusiv Dolby Atmos, ei bine, vrei să te bucuri de cât mai mult din detaliile pe care le vezi în redarea conținutului. Pe setările avansate mergem din nou la culoare, îmbunătățiri culoare pe maxim, temperatura culorii de asemenea pe custom, iar aliniamentul punctului de alb tot pe două puncte. Pe contrast, desigur, optimizat pentru imagine, și vedeți că acum avem activat HDR+. Opțiunea HDR+, care anterior nu era valabilă pe partea de televiziune, și la mine valoarea selectată este maxim. Avem de asemenea contrast video pe 100 setat, senzorul de lumină care este dezactivat de data aceasta, iar valoarea gamma este pe 0. Mergem mai departe, 4K-ul este activat, curățare imagine, reducere zgomot pe maxim, reducere artefacte tot pe maxim de data aceasta în conținut HDR, iar la stil de mișcare selectat același mod movie sau film. Aveți posibilitatea să selectați în momentul în care, nu știu, televizorul preia de pe YouTube conținut de tip HDR sau Dolby Vision, pentru că televizorul este capabil de redare conținut Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG, adică Hybrid Log Gamma. Aveți posibilitatea să primiți o notificare, exact ceea ce ați văzut și voi atunci în colțul din dreapta jos, în momentul în care a arătat că a detectat semnal de tip HDR. Bun, la partea de sunet, setat pe modul movie, film, pentru simplu fapt că este cel mai bun din punctul meu de vedere comparativ cu modul AI. Volum auto, desigur, difuzoarele, stereo și toate celelalte sunt identice ca și pe partea de televiziune. Sistemul Ambilight, la fel, aceleași valori, deci nu are rost să pierdem timpul degeaba. Și în mare, astea sunt setările pe partea de HDR. Și vedeți și voi cât de frumos se vede. Hai să-i dăm și un pic de sunet. Iar experiența este absolut senzațională. Panoul acestui televizor, un panou de tip VA cu retroiluminare pe 6400 de zone, pentru că așa lucrează Philips, este absolut, absolut excelent și calitatea conținutului de tip HDR împreună cu Dolby Atmos sunt absolut fabuloase. Acestea sunt setările mele de imagine pe Philips 7304x12, în cazul meu varianta de 70 de inci. Și, repet, este important acest aspect tocmai datorită faptului că nu toate televizoarele din această serie vin cu același tip de panou. Jumate sunt cu panou de tip IPS, jumate sunt ca ăsta cu tehnologie VA. Drept urmare, în funcție de tehnologia de fabricație a panoului, trebuie să țineți cont în momentul în care vreți să faceți setările de imagine.
Astea sunt setările pentru al meu, s-ar putea să vi se potrivească și vouă, repet, este un clip făcut la cerere, dacă vreți. Foarte multă lume caută și își pierde foarte mult timp și își pierde răbdarea de asemenea în încercarea de a-și configura televizoarele în așa fel încât să redea cea mai bună imagine, cea mai frumoasă imagine, cel mai frumos sunet și, drept urmare, puteți profita de acest moment și să luați exact setările mele, îndeosebi dacă aveți un televizor Philips în casă, sunteți ca și mine fan Philips, ce să zic. Oricum, televizorul, după 4 luni de zile, este absolut excelent, primește în continuare recomandare din partea mea, însă, din păcate, nu va avea o viață scurtă cu mine, pentru că anul viitor doresc să-l înlocuiesc cu ceva mult mai mare, de 215 cm, și deja am ochit un Sony cu rezoluție 8K de data aceasta, pe care mi-l doresc din toată inima. Drept urmare, încă un an de zile cât mai am de gând să mă mai uit la ăsta, astea sunt setările pe care le folosesc, în momentul în care le iau pe celălalt, vorbim la momentul respectiv. Eu nu renunț la planul meu de a-mi face cinema la mine acasă. Sper să vă fie de ajutor informația din acest clip. Cu siguranță vă va economisi foarte mult timp, foarte mulți nervi. Dacă veți folosi ceea ce v-am arătat, pentru că ăsta este riscul. Și dacă nu, repet, vorbiți cu un profesionist, cu un tehnician, cu un calibrator de meserie care are atestat și să vină să vă calibreze televizorul în așa fel încât să obțineți maxim din ceea ce el este capabil să vă ofere. Cam atât de zis în clipul ăsta, națiune. Vă mulțumesc pentru timpul acordat, vă mulțumesc pentru răbdare, sper să vă fie de folos informația. Ca întotdeauna, dați-mi voie să vă urez toate cele bune. Numai bine!